Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea În Direct. Securitatea energetică a Republicii Moldova a fost discutată la diferite forumuri, atât naționale cât și internaționale. Cum văd specialiștii rezolvarea acestei probleme și care sunt pașii pe care urmează să-i întreprindă autoritățile de la Chișinău, vom încerca să le discutăm cu Sergiu Tofilat, expert în energetică. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Tofilat, pentru început vreau să deschidem parantezele pentru telespectatorii care ne urmăresc la această oră și să explicăm cum s-a format datoria Republicii Moldova la capitolul gaze. Da, în primul rând vreau să-mi cer scuze că n-am putut accepta invitația dumneavoastră anterioare, că au fost câteva și eram prins cu altele. Deci dacă vorbim de datoria la gaze, în primul rând trebuie să explicăm că este o datorie între doi agenți economici, deci nu ține de bugetul Republicii Moldova. Moldova Gaz, agent economic, este datoare către Gazprom, alt agent economic. Aici am pus punct. Datoria totală constituie peste 6,5 miliarde dolari la gaz, din care 6 miliarde datoria malului stâng. Din ce cauză se formează? E pur și simplu nu achită consumul de gaze. Și lucrul ăsta durează de ani de zile, din 92-93, de când avem acel conflict. Exact, da. Deci niciodată n-au achitat gazele. Moldova Gaz s-a constituit din 99. Da? Până atunci noi achitam, malul drept achita datoriile Transnistriei prin transmiterea către Gazprom a rețelelor magistrale de gaz care tranzitează Republica Moldova. Pe urmă, asta a fost în 94, 98, 99, când s-a constituit în mijlocii Moldova Gaz, au fost transmise rețele de distribuție și din 99 încoace continuă acumularea datoriilor. Deci, ce ține de malul stâng, aici problema trebuie rezolvată la nivel politic, ca Transnistria să-și achite factura la gaz, ce ține de datoria malului drept. Vă rog, aici. Noi avem protocolul din 29 noiembrie, acum 2016, semnat de domnul Octavian Calmâc și Dmitri Rogozin. La pagina 8 deschidem și vedem că datoria Republicii Moldova e 470 de milioane de dolari la gaz. Cum s-a format ea? Sunt cel puțin trei componente. Prima este datoria sectorului termoenergetic, deci termoelectrica trebuie să plătească către Moldova Gaz o datorie istorică acumulată începând din anii 2000 peste 3 miliarde de lei. Împărțim la cursul de azi, ies 150 de milioane de dolari. Deci, partea asta trebuie să o recuperăm de la termoelectrică. 2. Sunt devierile tarifare acumulate în perioada 2012-2015 de vreo 65 de milioane de dolari. Și asta deviere tarifară, aduc un exemplu foarte simplu. Ne închipuim, mama îi dă 10 lei copilului să meargă până la piață să cumpere un kilogram de roșii și un kilogram de castraveți, de exemplu, câte 5 lei kilogramul. Da. Și băiatul vede că la piață roșiile nu sunt 5 lei, dar sunt 6 lei. Și când se duce la piață, nu ajunge un leu. Deci asta și este deviere tarifară, când ANRE-ul aprobă niște costuri pe an, dar cele reale sunt mai mari. Și atunci vine operatorul, în cazul dat Moldova Gaz, și spune că iată noi, costurile noastre reale au fost mai mari mai cu mari. X lei. Asta și este deviere tarifară. Deci în 2012-2015, într-adevăr, au fost niște costuri majorate, dar ele trebuie verificate. ANRE-ul n-a făcut lucrul ăsta. Deci avem aici încă vreo 65 de milioane de dolari. Plus cele 150 de care am spus termoelectric, ați primesc 215 milioane. Până la trecea la al treilea factor, vreau un pic aici, să... Da. Aici e momentul cel mai important. 215 milioane de dolari, noi cumva putem să le explicăm și să le recuperăm. Dar restul banilor, unde-s? Că până la 470 de milioane încă mai avem. Unde-s 255 de milioane de dolari? Ăștia-s bani care au fost furați de Moldova Gaz. Prin diferite scheme, achiziții prin companii offshore, tot felul de contracte de consultanță cu persoane dubioase de genul Valerian Mânzat. Deci pentru asta noi trebuie să facem audit la Moldova Gaz, să vedem cine au fost persoanele responsabile care au delapidat acești bani și să le confiscăm averile și să le vindem. Deci nu trebuie să întoarcă Republica Moldova această datorie formată. La capitolul termoelectrică, există șanse reale ca această sumă să fie rambursată?
Din câte am discutat eu cu Termoelectrica, cu reprezentanții companiei, se duc tratative cu, gaz, cu Moldova Gaz și cu Banca Mondială ca această datorie să fie reeșalonată pe câțiva ani și încet, încet treptat să fie achitată. Deci da, se duc discuții în acest sens. Și Banca Mondială în cazul dat să fie ca un garant pentru rambursarea acestei datorii. Domnule Tofilat, știu că ați fost recent la Bruxelles și ați discutat pe marginea securității energetice a Republicii Moldova și ați spus, sau cel puțin așa au titrat mai multe instituții media de la noi, că Republica Moldova la capitolul securitate energetică este în pericol. Haideți să deschidem parantezele. Ce ar însemna asta? Din ce considerente este în pericol? Da, deci, în primul rând, trebuie să menționăm două chestii. Că Republica Moldova, la ziua de azi, dependentă la consumul de gaze totalmente de Federația Rusă, 1. Prin gazoductul Iași-Ungheni au fost livrate mai puțin de 0,1% din consumul de gaze. Și, 2, producem energie tot pe bază de gaz. 80% din energie produsă în Transnistria, 20% local, deci CET 1, CET 2, CET Nord, tot pe bază de gaz. Deci noi depindem de Federația Rusă și la gaz, și la producerea energiei. Asta e lucru cel mai grav. În cazul dat, noi nu avem instrumente de negociere cu Gazpromul. Și doi la mână, din cauza faptului că Transnistria nu achită datoria, nu achită consumul de gaze, crește datoria față de Gazprom și în orice moment poți să intri în posesia rețelelor Moldova Gaz, bun, ei și așa sunt acționari majoritari, dar câte ceva mai este, și pot chiar, nu apela, dar pot pune presiune să preia și Termoelectrica. Noi vorbim de Termocomul, care e rețelele de căldură din Chișinău le are, noi vorbim de CET 1 și CET 2, deci practic noi totalmente la capitolul energetic vom fi în buzunarul Federației Ruse. Deci asta este lucrul cel mai grav. Și pentru aceasta, în primul rând, trebuie să oprim acumularea datoriilor de către malul stâng, ca Transnistria să-și achite factura la gaz. Și doi, noi trebuie să facem interconexiunile pe energie electrică și pe gaze cu piața românească, de unde noi putem lua și mai ieftină energie. Ce se întâmplă până la urmă cu acest gazoduct Iași-Ungheni? Ați pomenit că 0,1%. Deci ideea este ca acest gazoduct să fie conectat cu capitala. Pentru că noi, practic, prin gazoduct existent Iași-Ungheni, putem aproviziona doar două raioane, Ungheni și Nispureni. Deci dacă vom putea conecta capitala, noi putem după aia să livrăm gaz pe tot teritoriul țării, având în vedere că se va implementa pachetul energetic 3. Și atunci noi vom avea cel puțin două surse. Una din piața românească și doi de la Gazprom. Și atunci putem negocia cu totul la alte condiții. Și aici este un moment încă important care trebuie menționat. Astăzi, practic, 70% din rețelele de gaz din Republica Moldova nu sunt registrate pe Moldova Gaz. Ele au fost construite din banii oamenilor, programul de gazificare 2002-2009, din împrumuturi de la Banca Mondială, prin programul FISM, din bugetul statului. Deci aceste rețele trebuie cumva, în primul rând, perfectate documental, înregistrate, și să vedem cum noi întoarcem oamenilor banii care ei au investit. Oamenii au strâns câte 5.000, câte 9.000 de lei, unii și câte 14-15.000 de lei. Deci nu putem noi acum să luăm și să le cadonăm Gazpromul și să închidem datoria la gaz care o avem noi de 470 de milioane. Și aici, apropo... Dar aceste investiții, ca să facem aici o mică paranteză, a oamenilor în aceste rețele, au fost justificate? Sunt legale până la urmă? Păi asta și problema, că nu s-a prevăzut un mecanism cum oamenii să-și recupereze acești bani, pentru că, ok, rețelele s-au construit, dar ele trebuie să fie transmise în proprietatea operatorului, Moldova Gaz. Înseamnă că Moldova Gaz cumva trebuie să compenseze banii oamenilor. Trebuie să vedem câți bani au investit oamenii, ce documente iau pe asta, ca să putem cumva asta tot perfecta documental, ca oamenii să-și poată primi banii înapoi. Lucrul ăsta a trecut deja 15 ani și nu s-a făcut. Deci noi nu cunoaștem care e situația realmente cu aceste rețele și cu câți bani oamenii au cheltuit. Domnule Tofilat, care este epopeea cu Energocapital? Da, deci ne întoarcem aici la Transnistria și la faptul că ei nu și-a achitat factura. Deci Transnistria primește gaz nu de la Gazprom, dar de la Moldova Gaz, în baza contractului semnat între Moldova Gaz și Tiraspol Transgaz. Gazul ăsta transnistrenii îl vând la consumatorii lor locali, la agenții economici, inclusiv la centrala cu Ciurgan, care produce din gaz energie și ne vinde nouă.
Toți banii care încasează Transnistria pentru gaz, ei nu merg către Moldova Gaz pentru achitarea facturii, dar ei merg în bugetul transnistrian. Eu chiar am ridicat rapoartele pe bugetele transnistriene 2006-2015, deci pot să spun cu certitudine, 36% în medie, în acești ultimii 10 ani, 36% din cheltuielile așa numitului buget transnistrian s-au finanțat din contul gazelor, din contul banilor încasați din vânzarea gazului. Și acum ce se întâmplă? Transnistria produce din gaze energie, ne-o vinde nouă, noi achitând factura la energie, practic finanțăm regimul separatist de la Tiraspol. Și lucrul ăsta se face cu acceptul autorităților din Republica Moldova. Pentru că Energocom, care e subordonat Ministerului Economiei, el semnează contract cu furnizorul din Transnistria. Și acum, de ce a apărut Energocapital? În decembrie 2014 apare această companie și băieții șmecheri, vorbesc de autoritățile Republicii Moldova și autoritățile transnistriene, au hotărât că o parte din banii cei care se duceau în bugetul transnistrian să fie aruncați în offshore. Deci asta e toată șmecherie. Mai puțini bani ajung în Transnistria și o parte pleacă în offshore. Deci lucrul ăsta s-a făcut și în decembrie 2014, apropo, ministrul economiei era domnul Adrian Candu, care astăzi este președintele Parlamentului. Deci toți oamenii cei acum se află la guvernare. În martie 2016, poftim, nouul guvern Filip a reîncheiat contract iarăși cu Energocapital. Și pericolul pentru securitatea Republicii Moldova în cazul dat este că noi putem și mâine să avem interconexiune cu România, dar deoarece Energocapitalul nu plătește gazul, ei pot reduce prețul așa cum le este convenabil și câștiga orice tender. Și atunci noi trebuie să excludem aceste companii intermediare din, să nu le dăm posibilitatea să participe la tender. Fiți buni și vă achitați factura la gaz și atunci, ok, discutăm. Dar atâta timp cât voi nu plătiți gazul, nu aveți ce căuta la tender. Deci pe lucrul ăsta trebuie pus accent. Prețul pentru gaz în Republica Moldova în comparație cu țările vecine, cum este? Cu țările vecine n-am să vă spun tarifele finale, pentru că aici trebuie să studiez, dar noi plătim un preț comparabil cu țările din Uniunea Europeană, mă refer prețul la gaz, pentru că în formula de calcul a prețului se iau cotațiile la bursă pentru păcură și pentru un alt combustibil. Deci noi ne referim la prețurile medii de livrare a gazelor în Uniunea Europeană. Și ele stau la baza formării prețului pentru Republica Moldova. Domnule Tofilat, haideți să vorbim un pic despre factorii de vulnerabilitate pentru sectorul energetic. De ce până la urmă suntem vulnerabili? Așezarea geopolitică, factorul că nu avem resurse ne face să fim atât de vulnerabili? Nu, aici cred că sunt două aspecte, elemente cheie. Primul, că noi depindem totalmente de o singură sursă la gaz și la energie de Federația Rusă. Și doi, noi avem un reglementator foarte slab, mă refer aici la ANRE. Conducerea ANRE-ului, directorii sunt numiți pe criterii politice. Lucrul ăsta a fost remarcat și de Secretariatul Comunității Energetice Europene. În genere, din patru directori existenți, două persoane habar nu au de domeniul energetic. Ei zboară în cosmos, ei nu înțeleg despre ce decizii votează. Ei pur și simplu spuși acolo să ridice mânuța atunci când trebuie de votat ceva. În afară de asta, ANRE foarte mult depinde de Parlament la capitolul aprobarea bugetului. Deci Parlamentul le aprobă bugetul ANRE-ului. Și atunci când Parlamentul decide câți bani să le aloce, evident că ANRE-ul nu poate fi o instituție independentă. Și mai este cazul cu demisia directorilor, mai ales cei incomozi. Avem cazul Parlikov, care a fost demis în două rânduri, întâi în 2013, pe urma Curtea Constituțională a anulat această demisie și în 2014 a fost scos din funcție, absolut neargumentat. Deci politicienii nu înțeleg că reglementarea sectorului energetic și stabilirea tarifelor în mod transparent și în condițiile de în conform realităților pieței, trebuie să o facă ANRE-ul. Nu politicienii se decidă când să ridice tarifele și când nu. E campanie electorală sau alegeri parlamentare sau locale. Deci lucrul ăsta, în primul rând, trebuie clarificat. Și aici a intervenit Secretariatul Energetic cu cu o foaie de parcurs, să spun așa, unde a punctat aceste vulnerabilități. Da, haideți să vedem. Și a înaintat niște cerințe guvernării ca să
întărească independența reglementatorului. Acum, de exemplu, se desfășoară concursul de selectare a poziției vacante de director ANRE. Comisia Parlamentară a Economiei, Buget și Finanță a inițiat acest concurs. Noi ne-am uitat cu colegii prin așa numitul regulament care l-au aprobat ei. În primul rând, Comisia Parlamentară nu are cunoștințele necesare ca să organizeze un interviu la candidați, da? Pentru că trebuie să cunoști domeniul energetic. Tu alegi director la ANRE. Păi dacă tu nu cunoști domeniul, cum poți tu numi un director competent acolo? De ce noi am cerut cu colegii, am înaintat o petiție Comisiei Parlamentare, să aleagă o comisie din experți și cu reprezentanți din instituțiile internaționale specializate și exact cum a fost ales guvernatorul Băncii Naționale. Deci să vină experți care cunosc domeniul și ei să facă interviurile. Doi, interviurile cu candidații vor fi organizate în ședință închisă. Da? Deci noi nu putem să vedem cine participă acolo și ce cunoștință are persoana aceea. Lucrul ăsta este absolut inacceptabil. Noi vrem un concurs public, transparent, să vedem dar cine participă acolo și oamenii și au în genere habar de energetică sau ei veniți din cosmos. Dacă nu mă înșel memoria, prima etapă s-a desfășurat deja, nu? Da, pe 20 ianuarie s-a încheiat depunerea dosarelor. Și trei, este un tabel cu punctajul. Deci sunt niște condiții care trebuie să le întrunească candidații și în funcție de cum se prezintă ei la interviuri, sunt acordate puncte fiecărui candidat. Păi cele criterii sunt, spunem așa, absolut neserioase. Cunoașterea limbii române, cunoașterea limbii engleze, asta intră în punctaj. Lucrul ăsta în genere trebuie să fie în criterii de selectare. Nu poți să depui dosarul dacă nu cunoști româna sau nu cunoști engleza, că ai de afacere cu instituțiile internaționale. Nu s-a pus accentul pe cunoașterea legislației din domeniul energetic, pe experiența de, zicem așa, de formularea a bugetelor companiilor, adică tu când apropi tariful, tu practic trebuie să știi structura cheltuielilor unei întreprinderi. Acolo s-au pus condiții de genul cunoașterea economiei macro, cu inflația, cu... Sunt niște criterii care absolut nu au tangență cu activitatea unui director ANRE. Deci este clar că acest regulament a fost făcut special pe un candidat care e favorizat de guvernare. Domnule Tofilat, vreau să revenim un pic la vizita dumneavoastră la Bruxelles. Știu că acolo v-ați întâlnit și cu unii europarlamentari. Care au fost accentele pe care le-ați pus? Ce ați discutat cu ei? V-au înțeles mesajul până la urmă? Deci vizita la Bruxelles a fost la invitație doamnei Monica Macovei, europarlamentară. Deci o listă de planul acelor audieri publice, da, deci marțea trecut doamna Macovei a organizat audieri publice în Parlamentul European pe legate de Ucraina și de Moldova. Întrebări ce sunt de justiție, de drepturile omului și era și capitolul energetic. Deci acolo la acea ședință au fost, din delegația noastră de exemplu, au fost 17 persoane din diferite centre analitice și presa independentă, expert grup, IDIS Viitorul, noi de la Centrul ASP, Jurnal TV, TV7, Ziarul de Gardă, Anticorupție Medie, Europa Liberă și privesc eu și alte instituții. Acolo noi am prezentat fiecare punctul de vedere pe diferite subiecte, pe justiție, cum am zis, pe energetică. Erau reprezentanți din direcțiile Comisiei Europene care monitorizează situația din Republica Moldova și care elaborează condiții pentru programele de finanțare. Deci cum avem FMI-ul care acordă finanțare și pune anumite condiții, fix așa Uniunea Europeană. A fost o propunere de către Comisia Europeană să acorde finanțare și ei sunt la etapa de elaborare a condițiilor. Pentru asta noi și-am mers acolo ca să discutăm cu ei la direct, să le explicăm care este situația în realitate. Și acum europenii au două poziții, spun așa. Este poziția oficială a autorităților care vorbesc de stabilitate, de creștere economică, de bunăstare și este poziția societății civile adevărate, nu societatea civilă plătită de așa numiți guvernanți și tot felul de grantoiez care produc maculatură, dar cei care într-adevăr le pasă de ce se întâmplă și vin și tot timpul critică orice tentative abuzive a autorităților. Și noi am fost auziți, ne-am întâlnit cu mai mulți reprezentanți din Comisia Europeană și în primul rând le-am atras atenția la modul cum autoritățile noastre
realizează înțelegerile cu femeiul, de fapt nu realizează condițiile puse. Da, anticipați-o întrebarea mea, da. Da, exact. Și doi, am discutat ca să facem o conlucrare, ca noi să monitorizăm cum autoritățile își îndeplinesc tema pe acasă și atunci când sunt deraieri, am să le spun așa, de când autoritățile încearcă să-și împingă niște inițiative de lor de buzunar, noi neapărat să informăm partenerii externi și să le dăm peste mâini. Domnule Tofilat, haideți să discutăm despre memorandumul femeii și despre comportamentul elitei politice. Ok. Deci noi avem acest memorandum, practic, mai mult de jumătate se axează pe domeniul financiar-bancar. Da? Noi am văzut ce s-a întâmplat cu furtul miliardului, când BNM-ul, CNA-ul, Procuratura, CNPF-ul, SIS-ul, Guvernul și Parlamentul își deau și dormeau. Efectiv, legislația era destul de bună, să spun, și permitea și chiar obliga instituțiile astea să acționeze, dar nimeni n-a făcut nimic. Ok, chiar și așa, accentul acum s-a pus pe transparența acționariatului băncilor. Ce înseamnă asta? Foarte mulți oameni își țin banii în bănci și foarte multe companii au conturi deschise în bănci, practic toate. Dar noi nu cunoaștem cine sunt proprietarii acestor bănci. Beneficiari final, persoana fizică, concret, numele familiei. Da, adevărat. Noi nu cunoaștem. Stau o listă de companii offshore cu dentiști din Germania sau cu tot felul de indivizi din Cipru, dar cine sunt beneficiarii reali, noi nu cunoaștem. De aceea, femeii au spus că, oameni buni, haideți să clarificăm cine sunt acționarii, de unde ei iau bani ca să procure acțiunile la bănci și dacă acești bani au fost proveniți legal sau vin din diferite scheme și fraude și atunci noi nu putem să-i admitem ca ei să fie acționari. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Neastră dacă mergeți pe stradă și cineva necunoscut, vă rog să împrumutați 10.000 de lei. O să împrumutați așași bani? Evident că nu. Evident că nu. Păi același lucru are loc și în sistemul bancar. Când tu nu cunoști cine sunt acționarii băncii, dar vii și lași banii acolo, pe un an, pe doi, pe trei, tu nu ai certitudinea că mâine banii ăștia nu dispar. Chiar dacă este BNM-ul, chiar dacă sunt alte instituții de anchetă, nu trebuie să cunoaștem cu cine noi avem de a face. Cine gestionează banii noștri? Pentru că o bancă, ce înseamnă o bancă? Iată, zicem, banca are capital de 100 de lei. Păi 10-15 lei, asta sunt banii investiți de acționari, dar restul 90 de lei, asta sunt banii trași de la persoane fizice și juridice, deci de la noi. Deci 90% din capitalul băncii, asta sunt bani împrumutați. Noi trebuie neapărat să știm cine sunt acționari și cine sunt responsabili de gestionarea banilor noștri. Pentru că acționarii aleg conducerea băncii, acționarii aleg Consiliul Băncii și aceste două organisme, ele aprobă creditele, ele acordă finanțarea, deci ei gestionează banii noștri și noi neapărat trebuie să știm cu cine avem de face. Pe asta s-a pus accentul. Și apropo, da, în memorandum este un punct foarte important, punctul 10. Spuneți, haideți să le explicăm pentru telespectatori. Așa, deci memorandumul este semnat la noi de aici nu-i scris, e bun. Autoritățile noastre, guvernarea, și-a asumat angajamentul să identifice în mod adecvat proprietarii, beneficiari finali a celor mai mari trei bănci din țară până la sfârșitul decembrie 2016. Adică noi la sfârșit de decembrie trebuia să știm cine sunt acționarii beneficiari finali la Moldova Agro Bank, Moldincom Bank și Victoria Bank. Dumneavoastră recunoașteți? Eu tot nu cunosc. Noi suntem acum în mijloc de februarie, Banca Națională nu știu cu tema pe acasă. Cel mai important moment, primele trei bănci, noi deja trebuia să știm cine sunt acționarii. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Urmează pentru să fie trași la răspundere? Sau ce urmează să se întâmple în cazul ăsta? Bun, va veni săptămâna asta misiunea femeie de monitorizare și o să discutăm cu ei și o să vedem care sunt acțiunile ulterioare. Se stopează finanțarea, se acordă careva timp suplimentar pentru îndeplinirea obligațiilor, dar e cert că, cert e lucru că autoritățile noastre nu vor să îndeplinească condițiile asumate. Și noi riscăm să pierdem finanțarea externă. Domnule Tofilat, nu pot să nu vă întreb aici, chiar dacă poate un pic deviem de la tema discuției, ce se întâmplă cu acest raport Kroll? El a făcut lumină în investigarea cazurilor băncii, celor trei bănci a miliardului furat? Da, primul raport Kroll a fost foarte util. Bun, pentru mine era destul de clar cine și de ce răspunde, dar Kroll a venit cu niște probe suplimentare.
Aici problema constă în altceva, că noi putem să avem și 100 de companii Kroll care să facă rapoarte zilnice și să ne spună Ivanov, Petrov, Sidorov, ei au furat banii. Dar cine să recupereze? Procuratura trebuie să deschidă dosare penale, să investigheze cauzele, să transmită materialele la judecată, judecătorii trebuie să aprobe decizii de condamnare și tot procuratura trebuie să se ocupe cu recuperarea banilor, împreună cu CNA-ul. Așa că noi putem să avem rapoarte Kroll, dar atâta timp cât procuratura, CNA-ul și organele de justiție, judecătorile, nu își vor face treaba, vor fi dirijate, ghidate de la telefon, noi nu o să avem niciun leu recuperat. Și noi vedem că au trecut 2 ani și ceva din noiembrie 2014, de când s-au furat banii, și niciun leu din banii furați n-au fost recuperat. S-au întors creditele care erau bune, da? Companiile care aveau contracte de credit cu banca, aveau termen de achitare a creditelor 2, 3, 5 ani și ei lunar plătesc tranșele. Banii ăștia s-au recuperat. Băncile mai aveau patrimoniu, mobilă, automobile, sedii, construcții și așa mai departe. Lucrurile astea se vând. Că ele nu prea sunt solicitate. Da, săptămâna trecută, treabă cu furtul miliardului. Da, săptămâna trecută colegii noștri titrau pentru că nu sunt atât de solicitate. Au fost scoase de 2 ori la licitație, dacă mă înșel. Deci se vinde patrimoniul băncii, banii ce e recuperați, toți se transferă la Ministerul Finanțelor. Și noi vedem acel panou care a spus prim-ministru Filip că iată vom pune un panou și vom vedea cum se recuperează miliardul. De fapt asta nu e recuperarea miliardului, nici pe aproape. El treabă nu are cu recuperarea miliardului. Noi trebuie să vedem ce companii au primit credite. Sunt 5 companii scrise în raportul Kroll. Unde a transferat acești bani, cine a semnat dispozițiile de plată și să începem a recupera din banii furați. Nu din ceea ce a mai rămas în bănci să vindem și să arătăm că iată se recuperează banii, nu. Asta nu este recuperarea miliardului. Deci 2 ani de zile au trecut, nu s-a făcut absolut nimic pentru a recupera miliardul. Domnule Tofilat, eu vreau să revenim un pic la problema gazelor și la modul în care și eu vreau. Sunt de fapt stabilite aceste pierderi. Vreau să vă întreb, iată, m-a luat limba pe dinainte despre pierderi. Există oarecare justificare dacă am putea spune așa că datoriile acestea istorice se datorează și pierderilor în rețea? Pentru că dacă e să pornim pe linie logică, ele sunt acoperite din tarifă pe care îl achităm noi, nu? Hai să spunem așa, aici e întrebarea destul de simplă. Spuneți. Luăm un exemplu cu șoferul și proprietarul unei mașini. Vine șoferul și spune că mașina consumă 30 de litri la sută, când ea în realitate consumă 10. Păi dacă proprietarul nu are cunoștință și e de acord că mașina consumă 30 de litri și îi plătește șoferului, atunci păgubașa mine proprietarul. În cazul dat, proprietarul suntem noi, consumatorii, că noi plătim facturile la gaz. Și Andreea, într-adevăr, aproba pierderi la rețeaua de gaze mai mari decât cele reale. Dacă să vorbim în termeni reali, vă rog, chiar, pierderile în rețelele magistrale erau de vreo 17 milioane de metri cubi de gaz, de cam 1,7% din total gazul care îl consumăm. În tarif se includeau 64 de milioane, 6,4%. Da? Noi vorbim de vreo aproape 40 de milioane de metri cubi de gaz anual, care ANRE-ul le includea în tarif abuziv. Și noi le plăteam. 40 de milioane de metri cubi la prețul acela care era în 2012 de vreo aproape 400 de dolari, aveam 16 milioane de dolari anual care erau scoși din buzunarul nostru absolut ilegal de către ANRE. Dacă ANRE-ul nu includea aceste pierderi în tarif, dar ele real erau suportate de companie, înseamnă că pierdeau acționarii și într-adevăr Moldova Gaz nu s-ar fi putut achita cu Gazpromul, dar nu era situația asta. Deci putem spune cu certitudine că pierderile excesive care le includea ANRE în tarif nu au contribuit la majorarea datoriei față de Gazprom. Cel mai mult a contribuit, deci, achizițiile de conducte, de materiale, de tot felul de servicii pe care Moldova Gaz le făcea prin intermediul companiilor offshore. Noi avem 4 hotărâri ANRE care au probat 243 de milioane de lei furați de la Moldova Gaz și procuratura n-a făcut nimic. 2012 și nu suntem în 2017, aproape 5 ani de zile, nu s-a făcut absolut nimic. Și acolo erau toate probele, absolut. Dispoziții de plată, declarații vamale, contracte, cine ce a semnat și unde, de unde s-au făcut achizițiile. Procuratura a închis ochii la lucrul ăsta, pentru că eu sunt sigur că o parte din bani au mers în buzunarul oficialilor guvernanților noștri.
De fapt, ați ajuns în Ardea, care format doream să vedem. Și mi-am notat aici, problema cu Andrei este mai mult una politică sau economică? Depinde ce aveți în vedere problema cu Andrei, că sunt numiți acolo directori șantajabili. Inclusiv directori și inclusiv să ajungem la datoriile care s-au format. Haideți să înțelegem, dar de ce politicienii nu vor să numească specialiști competenți acolo? Vă rog. Din două motive. Primul, ca să închidă ochii la furturile care le fac operatorii, toți operatorii. Da? Când în tarif ajung niște cheltuieli care nu sunt justificate și plătim noi. De acolo cineva se hrănește. Și doi, că atunci când vine timpul să majoreze tarifele, atunci când guvernarea trebuie să majoreze tarifele, încearcă să țină creșterea asta. Da? Că sunt alegeri parlamentare, pe urmă alegeri locale. Noi vedem, în noiembrie 2014, alegeri parlamentare, nu a fost ridicat tariful. Iunie 2015, alegeri locale, n-a fost ridicat tariful. Imediat cum s-au mântuit alegeri locale, în iulie Andreiu s-a trezit că trebuie de ridicat tariful deja nu cu 5-10% ușor, cu 30% ceva, 37%. Din ce cauză? Trebuia să le ajustez pe parcurs, în 2014 puțin, în 2015 puțin, ca noi să nu simțim așa de tare. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Guvernarea nu-și face tema pe acasă, nu se ocupă de dezvoltarea economiei, să fie justiție în țară, să lucreze judecățile, să fie impozitați toți agenții economici, deci să fie create condiții pentru creștere economică, ca noi să avem salarii decente, să nu ne gândim că mâine vine factura la energie sau la gaz și nu avem din ce plăti. Guvernarea tema pe acasă nu și-o face și încearcă să oprească creșterea tarifelor. Dar în momentul în care tu ai gaz de import, energie de import, tu plătești factura la import în dolari, dar venit-o în lei și crește cursul, tu n-ai încotro, tu trebuie să ridici tarifele. Și atunci ei încearcă să mențină creșterea tarifelor, numind directori controlabili la ANRE. Iată, asta e problema. Și nu-și dau seama că tot asupra lor vine, pe urmă, lovitura. Spuneți-ne, vă rog, energiile regenerabile și eficiența energetică la capitolul Republica Moldova, noi am putea avea surse alternative ca să nu depindem, cum spuneați ceva mai devreme, de un anumit furnizor? Este capabilă astăzi Republica Moldova să facă față acestei provocări? Eu cred că este capabilă, totul depinde de deschiderea autorităților, unu, și să nu uităm că tehnologiile alternative, energia fotovoltaică, solară, energia eoliană, adică vântul, tehnologiile astea sunt destul de scumpe și costul kilovatului la astfel de tip de energie este mult mai mare. Adică asta necesită investiții, pe de o parte, și necesită subvenționare de la stat, fix așa cum primesc agricultorii subvenții. În momentul în care noi avem un buget deficitar, evident că autoritățile nu au posibilitate să acorde așa tip de subvenții și noi nu putem stimula dezvoltarea surselor alternative. Asta e unul la mână. Doi la mână, în momentul în care tu ai un reglementator, Andrei, controlat politic, care absolut nu este capabil să gestioneze sectorul energetic, cine va dori să vină să facă investiții atunci în Republica Moldova? Că el nu are certitudinea că banii care i-a investit și îi va putea recupera. Și evident că astea sunt niște piedici care nu contribuie deloc la dezvoltarea sectorului de energie alternativă. Iar ar fi o sursă importantă. Bineînțeles, noi vedem, de exemplu, că alte țări în genere consumul zilnic și îl pot acoperi doar din surse alternative, fără a consuma gaz sau cărbune sau altceva. Dar acolo piața lucrează, sunt oameni competenți numiți în funcție. Noi avem multă biomasă din care putem face peleți, bricheți, dar evident că autoritățile trebuie să fie deschise pentru așa tehnologii și așa să creăm surse alternative. De fiecare dată când ne întâlnim vă acord această întrebare pentru că mi-aș dori să aud un alt răspuns și probabil și telespectatorii. Okay. Dacă s-ar întâmpla că Republica Moldova este debranșată de la conducta de gaz, câte ore rezistăm? Probabil vreo 2-3 zile vom putea încă rezista. Supraviețui, da. Pe baza gazului care se mai află în conducte. Sperăm că nu o să ajungem la așa situație, deși în 2009, dacă nu greșesc, în ianuarie, ne-am confruntat cu așa ceva. Era problema legată de Ucraina. Că Ucraina consuma nesancționat gaz pe care nu-l plătea și atunci Gazprom și simplu a închis robinetul și am nimerit și noi în situația a rămas fără gaz. Și noi și țările din Balcani.
Bulgaria mai ales, Grecia, care depind foarte mult de gazul rusesc. Pentru că la noi anual tranzitează prin Republica Moldova 18-20 de miliarde de metri cub de gaz. Noi consumăm 1 miliard, dar prin rețelele noastre magistrale tranzitează vreo 20 de miliarde de metri cub de gaz pentru țările balcanice. Deci riscul ăsta este, mai ales că infrastructura, de rețelele de gaz din Ucraina n-au fost renovate și nu se mențin la într-o stare normală de foarte mulți ani și într-adevăr există pericolul că acolo se întâmple ceva și noi să rămânem fără gaz. Domnule Tofilat, pregătindu-mă pentru această emisiune, am găsit o informație și vreau să vă pronunțați. Ziarul financiar spunea că Republica Moldova ar putea fi zonă de dezvoltare a unui depozit de înmagazinare a gazelor. Spuneți-ne, vă rog, un asemenea proiect ar avea sorse sau șanse de izbândă în țara noastră? Bineînțeles, de fapt noi auzim de mulți ani diferite proiecte de genul ăsta, să construim centrale electrice noastre, să, nu știu, să facem un terminal de gaz lichefiat la Giurgiulești, să facem aceste conducte, nu conducte, depozite de gaz. În principiu, dacă dispui de finanțare și analizezi ce e mai comod să-ți construiești depozitul tău de gaze sau poate să te conectezi la cel ucrainesc, atunci poate fi luat vreo decizie, dar, mă rog, teorii din astea și propuneri și vehiculații apar destul de des. Da, este rezonabil să facem acest depozit de gaze, dar eu aș prefera să analizez cât ne-ar costa pe noi să-l avem a nostru construit și cât ne-ar costa pe noi să ne conectăm la cel ucrainesc, pentru că ucrainenii au depozite de gaz pentru toată Europa. Specialiștii ceva, spuneau ceva timp în urmă, și când zic lucrul ăsta mă refer la câțiva ani în urmă, că în zona de sud a Republicii Moldova s-a găsit ceva rezerve de gaze. Cum stăm la acest capitol? Valorificăm câte ceva? Știu că se începuse anumite proiecte. Da, mai mulți ani în urmă a apărut informație că la Văleni, unde în sudul Moldovei, sunt rezerve de gaz, dar sincer n-am intrat în detalii ce rezerve acolo sunt și cine ar fi interesant să le valorifice. Deci, iarăși, vorbim, în primul rând, de atractivitatea Republicii Moldova ca țară pentru ca să vină investiții străine. Atâta timp cât nu lucrează judecătoriile, atâta timp cât unii agenți economici plătesc impozite, iar alții nu plătesc, dacă au cunoștințe pe la fisc sau în Parlament, atâta timp nimeni nu o să dorească să vină să investească în Republica Moldova. Din potrivă, noi putem să ne trezim că aceste zăcăminte sunt date, sunt concesionate la companii care tot sunt afiliate cu guvernarea, de exemplu, cum s-a făcut cu aeroportul. Și nu. Și atunci nu vom avea de câștigat nimic din chestia asta. Domnule Tofilat, regia ne zice că mai avem 5 minute la dispoziție. Probabil telespectatorii noștri, văzând această stare de lucruri din domeniu, se întreabă cine trebuie să-și facă temă pentru acasă, cum spuneați și dumneavoastră. Foarte de unde începem? Cum redresăm sistemul dacă până la urmă nu este putred complet? Minunat. Eu chiar aici, bine că ați pus întrebarea, vreau să atrag atenția la faptul cu situația cu această companie căpușă. Deci, pe lângă faptul că Ministerul Economiei a semnat contract știind că ei nu achită gazul și banii se fură, mai este și altă chestie. Energo Capital are conturi deschise în Victoria Bank, filiala numărul 17 de pe Alexandrie cu 31 august. Păi noi avem lege privind combaterea spălării banilor și avem și regulament de combaterea spălării banilor. Păi eu am luat câteva puncte de aici ca să vedem totuși. Chiar dar banca se face responsabilă de asta. Noi avem, în primul rând, deci orice tranzacție cu firme care au fondatori offshore e trebuie autorizată de cineva din conducerea băncii. Deci decizia de a începe relațiile cu astfel de companii o ia conducerea băncii. Primul. Doi, organul executiv, adică directorul sau vicepreședintele, vicepreședinței de bancă, trebuie să elaboreze proceduri interne privind tranzacțiile suspecte. Energo Capital a apărut în presă deja mai mult de un an de zile, toți știu că de acolo banii se fură. Victoria Bank neapărat trebuia să întreprindă proceduri de monitorizare și să informeze autoritățile că prin această companie se spală bani. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Noi avem subdiviziunea de audit intern, care trimestrial trebuie să verifice aceste tranzacții. Face un raport. Noi avem comisia de cenzori, care anual efectuează evaluarea, s-a respectat legislația sau nu s-a respectat. Noi mai avem încă, deci regulamentul stabilește
că banca trebuie să cunoască beneficiarii finali. Adică Victoria Bank știe foarte bine cine sunt proprietarii de la Energocapital, concret persoanele fizice. Și trebuiau să raporteze lucrul ăsta la CNA și la procuratură. Acum noi pregătim o petiție către Banca Națională, către CNA și către procuratură, să meargă la Victoria Bank, să ridice rulajele, să vadă unde s-au dus banii de la Energocapital în care offshore-uri și să sancționeze persoanele responsabile din bancă. Noi vorbim de conducerea băncii, de Consiliul Băncii, de persoana concretă care a aprobat tranzacții cu Energocapitalul, le-a dat voie să facă plăți și vrem să aflăm totuși cine sunt beneficiarii acestei companii. Pentru că Victoria Bank e obligată să cunoască beneficiarul. Și dacă nu au fost respectate aceste prevederi legale, atunci să fie sancționat conducerea Victoria Bank, care se face responsabilă pentru asta. Eu știu că autoritățile nu o să facă nimic, deja am văzut de multe ori, dar cel puțin noi să avem concret dovadă că noi am înștiințat BNM-ul, CNA și Procuratura și ei n-au făcut nimic. Pe urmă putem să le arătăm partenerilor externi că neapărat răspund în condiții de finanțare și chestia asta că conducerea la aceste instituții trebuie dat afară și numit și organizat concurs public ca să promovăm acolo oameni integri. Altfel nu scăpăm de companii căpușe și de offshore-uri. Domnule Tofilat, prețul la gaze la ora actuală este unul real, este unul transparent calculat și dacă, tot aici vreau să ne spuneți, dacă în viitorul apropiat ne vom sau trebuie să ne așteptăm la o nouă scumpire a prețului la gaze, în prisma dumneavoastră. Bun, la noi prețul la gaz depinde 50% de prețul gazelor cu care Gazpromul îl vinde în țările Uniunii Europene. Și alte 50% din preț formează din cotațiile la păcură. Da. În momentul în care noi vedem că petrolul s-a ieftinit drastic și nu sunt careva premizi că se va scumpi, eu cred că prețul la gaz o să fie în continuare jos. Și la noi, ca bază pentru anul curent, iau cotațiile pentru anul trecut. Deci noi, încă un an de zile, cel puțin putem fi siguri că nu avem de unde să ne așteptăm la scumpiri. Ca să crească prețul la petrol, da, în rezultatul căruia se scumpește gazul, trebuie să existe o cerere pentru petrol, adică economiile trebuie să crească, să dezvolte. Din păcate, lucrul ăsta nu prea se vede acum. Domnule Tofilat, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Stimați telespectatori, a fost emisiunea În Direct. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de noi!